și de distanța de la punctul G la planul V, V, C. V, V, C. La planul C. Da, da, da. Asta e problema. Să desenăm și un pic, da? Deci, acum mai avem informații în plus. Avem de-a face cu un tetraedru regulat de față. Pică la intersecția cu medianilor, mediatoarelor, într-un ghid lateral, deci aici două treime de bază, două treime de două, să știi unde este. E vorba de A, B, C, V, O, perpendicular și iată cum arată piramida asta. V sus. Tetraedru. O aici. Acum, mâini pe BC, dar la mijloc. Și N e pe VA, la mijloc. N pe VA, la mijloc. Și acum, mâna intersectează VO în punctul G. Mâna intersectează VO în punctul G. Deci A, B, C. A, B, C. Și eu am dus așa.
Da? Adică e carbamină, dar și este unghie dreptunghic. M. M este punctul. Asta poate era I de 6, parcă era poate de 12. 12 și avem pe amă. Nu? Amă la amă. Amă egal cu AC pătrat minus MC pătrat. Așa. Plus M L pătrat minus L pe 2. Totul la pătrat. Într-un triunghi lateral face radical din 4 L pătrat la această formă L pătrat pe 4. Este 1 pe 2 în factor. La numitor de șarta, numitor 4, deci 2. Și vine L radical din 3. Iar radical din 3 pe 2 este înălțimea într-un triunghi lateral. Și egal cu 1 pe 2. Și atunci area, dacă se duce mai departe, egal cu 1 pe 2, ori L, 12, și face 6 radical din 3. Da? Da, da. Bun, și acum AO, ca să-l aflăm și pe BO. Deci, A, O... Sau vreți să facem mai întâi aia poate? Poți să facem. A, O, e 2 pe 3 din 6 recal din 3. De namă. Deci, de ce? A, O... A, O... A, O, e egal cu 2 pe 3. Ori 6 recal din 3. Ori amă, zicem așa, ca să fie clar. Și face 2, 3, 3, 6 recal din 3 și... 4 recal din 3. 4 recal din 3. Asta am aflat-o și pe AO. Eu știu în triunghiul VAO, îl aflat pe VO, înălțime. Da? Deci în triunghiul VAO, știm ce? AO. Știm AO, știm VA, îl aflat pe VO. Asta la recal de 3, știm pe VA egal cu 3, mă zice. Și atunci aflăm aria pe VO egal cu 3. VO egal cu 3. VA pătrat minus... Așa, VA pătrat minus... AO pătrat. AO pătrat, care înseamnă egal mai departe. Cu radical din 12 la a doua minus 4 radical din 3 la a doua. 4 radical din 3, tot la a doua. Și este egal cu... Egal cu 12 la a doua minus 16 la 3. Adică 144. Minus 16 ori 3, 4 și 8. 4 egal de 6. Face radical din? 4 egal de 6 de. Finalul? Da. 4 radical din 6. Prin minunat. Cred că era mai dreptate. Să vedem. 8 din 14. O să dea 96 acolo și 16 ori 6. 16 ori 6. Iese 4 și face 4 radical din 6. Este cine? V-O. V-O. Și acum? Și acum, volumul. Volumul lui C-A B-C. Egal cu area parții area triunghiului A-B-C. Ori înălțimea V-O. Și acum? Area triunghiului A-B-C, pentru că este echilateral. Da. E 12 la... E pătrat la dreapta. În care voi ne acum. Cam... De la M, am aflat-o pe A. Da, nu avem nevoie. Nu avem nevoie. Dar e bine acum. 12 la 2, radical din 3 pe 4. Deci 12 la el pătrat. Radical din 3. Radical din 3 pe 4. Ori înălțimea care era 4 radical din 6. 4 radical din 6. 4 și 4 studii și avem 12 la 2, ori 3. Deci face 12 la 2, ori 3, radical din 3, radical din 6, face 18, 3, radical din 2. Așa, și termină 144. Pe 3. Face 144. 144, radical din 2. Radical din 2. Asta este volumul. Metri cubi. Centimetri. Sau centimetri. Nu uitați. Da? Cu asta am aflat volumul. Da, mână, coace. Mână, coace. Mână,
Deci pasăra la unghiului mână. Și AC. Și AC. Dacă ar fi să-l ducem pe mânul ăsta într-un plan. Mânul ăsta în ce plan am? Pe planul NBM. NBM. De ce aici ar fi? Ăsta e planul NBM. NBM. În planul NBMP. Nu mă aparține și lui. Nu, B, M. Nu, B, M. Nu cred. Nu, B, M. Nu, B, M. V, nu scopa. Dar tu cum ai stai o secundă. Trebuie să organizăm un pic. Deci, latura NMA da. Este în planul acesta. În planul care? NBM. Sau? Așa. Totuși, este și planul NBM. NBM. Păi, trei puncte formează un plan. Deci, tu ne-am făcut. Și noi avem de făcut MN cu AC. Planul NBM. Și interpretează cu AC, nu pare să intersecteze. Cum am făcut noi să nu se intersectează? Sunt două drepte în spațiu aici, nu? În NM și cu AC. Și ca să reușim să vedem unghiul dintre ele. Nu se intersectează niciun punct, nu? Deci nu se intersectează cele două drepte. N-au nicio treabă. Nu, sunt aplângă. Sigur că duce-o trec paralel. Așa. Mm-hmm. Așa trec, da? Trebuie să ducem paralel cândva la NMA. Ori la NMA. Aaa, dar AC e, AC e paralel cu M. Ducem mijlocul lui AB, notăm cu L. Nu, ducem mijlocul lui AB. A lui A? B. B. Notăm cu R. Aici, da? Da, notăm cu R. Și R mă e paralel cu AC. Deci avem de arătat unghiul NMR. Deci, tu observi că... E mijlocii între unghiul ăla, deci paralel cu AC. Între unghiul de vreo bază, da? Și atunci R mă... E paralel cu AC, pentru că e mijlocii. Și eu spune că avem de arătat unghiul NMR. NMR. Bun. Hai să vedem la care te fac. Spune-le cu acela să vedem. Deci când ai două drepte în spațiu și te interesează unghiul dintre ele, trebuie să duci neapărat o paralelă la una din laturi, da? Dar nu o paralelă oricum, ci o paralelă așa fel încât să-ți vină din problemă, să-ți fie de folos. Ea vede așa și vede bine, și atunci unghiul dintre cele două drepte, dintre AC și NM, este unghiul NMR. Și dacă duceam o paralelă din N la AC, pe IVC, nu era la fel? Sigur. Tot le însoci și tot... Sigur că da. Și unghiul era mai... Paralela adusă la AC, tu ai văzut-o, această paralelă RM, iată că mama vede pe paralela adusă la AC, aici, P. P. Și... Și e pe liniște, sigur că da. Și unghiul ăsta este. Exact. De data asta. Da. El trebuie să fie același unghi. Da, și... Și este, da. Sigur că da, pentru că punctele astea... N, M, N, P, M, R... Formează un plan. Sunt coplanate, putem arăta. Că nu e paralele cu AC, RM e paralele cu AC. RM e paralele cu AC. Și atunci RM e paralele și congruente cu NP. Mm-hmm. Paralele ca și congruente cu NP. Figura NPMR este, în mod sigur, NPMR este paralogram. Paralogram. Am două latere opuse. Dar nu contează.
dacă avem două laturi paralele, ai văzut că sunt coplanare. Sigur, asta de coplanitate. Dar mai mult, la afară de coplanitate, am asigurat că figura și este chiar panogram, fiindcă două laturi opuse sunt paralele și coplanite. Bun, avem de arătat... Și panogramul acesta, asta apare diagonală, nu? Da. Și iată că problema se pune să găsim unghiul ăsta. Întrebarea este... am spus că e panogram 100%, da, da, da. Nu încercăm cu oricine. Că NR e paralelă cu VB. Da. Și PM e paralelă cu VB, din aceeași motive. Că din mijlocie. Și iată că panogramul ăsta e chiar un romb. Deci, păi, NR e jumătate de NP. Da. Da, NP. Și NP e jumătate din AC. Dar la AC și cu VB toate sunt. Că e tetraedru. Da. Așa. Deci, figura respectivă, panogramul, care două laturi vecine sunt congruente, panogramul devine nou. Și rombul are diagonale perpendiculare. Și rombul are diagonale perpendiculare. Deci, mai rămâne să vedem dacă putem dovedi chiar că figura asta... E pătrat? E chiar un pătrat. Asta totuși ne-a ajutat foarte mult. Păi laturile toate sunt egale și diagonale perpendiculare, nu-i pătrat? Nu, aia e romb. Într-un romb se întâmplă asta. Deci, într-un romb. A, unghiul ăla de 90 se mai arăta. Da? Deci rombul cu unghi de 90 de grade este pătrat. Da. Ca să fie în râu pe râu. Bun, deci trebuie să facem așa. Unghiul de râu să fie 90. Să aflăm măsura unghiului, între mână și altă. Păi ne-am ajutat. Dacă ar fi figura asta pătrat, ai ști că unghiul e 45 de grade. Da. Hai să vedem, domnul profesor, atunci. Deci muncim, nu-i fără rost. Încă o dată. Insist, vedeți, ușor am bătut în problemă și am făcut mai multe lucruri. Dar toate spre folosul nostru. Deci, am spus mai devreme că e linie și mijlocie între unghiul V, A, C. Da? Pentru că nu e la mijloc, am zis noi paralelă, e tot la mijloc. Și atunci N, P, e paralelă cu AC. Linia mijlocie e paralelă și jumătate din AC. La fel, R, M, că e vorba de interziția mediană, cum am dus acolo, M, am zis că e mijloc, în felul ăsta, R, M, e paralelă și congruentă cu jumătate din AC. Adică R, M este cât N, P și paralele. Și atunci figura e paralogram, am spus mai devreme. Dar când ne-am uitat mai atent, și N, R e cât paralel și cu jumătate din VC. Asta îmi spune... că... se întâmplă ce lucru. N, R, după și atunci figura asta e romb. Panogramul în care două laturi de vecine sunt legale, e romb. Bun. Ei, dacă aș putea arăta că VB e perpendicular pe AC, dacă aș arăta asta, VB perpendicular pe AC, atunci și paralelele lor, adică NR și respectiv NP, ar fi perpendiculare. Și figura ar deveni ce? După înțeles, ar fi pătrat. Și ca să arătăm cum era din 90... Deci trebuie să... Acum mă concentrez, văd dacă reușesc ca VP, VP era paralel cu NR. Da. Și NP paralel cu AC. Da. AC de ca unghiul să fie din 90 de grade, de parte aș cere ca V, B și cu AC să fie perpendicular. V, B și cu AC. V, B și cu AC. Și dacă arăt că V, B e perpendicular pe AC, e gata problema. Numai că nu cred că chiar ne întoarcem. Ar trebui să
găsim o problemă care să fie, se dânească cu aici pe deva și mă duc. Nu cred că e. Voi perpendiculară pe ace. Dar trebuie să fie, numai că nu mai avem argumente. Nu avem. Mai să ne strădăm să le găsim. Voi pe ace? Dacă ar fi și o burtă. Irina, ceea ce cer eu acum e de parcă aș cere ca BC și tu AV să fie perpendiculare. Este aceeași treabă. A vorbit de AC perpendicular pe VB e ca și cum aș cere ca VA perpendicular pe BC. VA pe BC, da? VA pe BC. Este aceeași situație. Păi VB nu-i paralel cu VA. Nu. Eu am mutat problema la ceea ce văd mai ușor. A cere ca AC pe VB, da, acest interpretat pe VB, e de parcă aș cere VA pe BC. Adică muchia asta e opusă a cererea, da? VA pe BC. Așa. Și ia să vedem. Deci VA cu BC. Eu zic că e adevărat. Pentru că a cere ca VA să fie perpendicular pe BC, e de parcă aș cere BC pe VA. Da. Dar dacă BC ar fi perpendicular pe planul V, M, A, dacă BC ar fi perpendicular pe V, M, A, păi este. Atunci BC ar fi perpendicular pe orice. Da, corect. Deci și pe V. Da, da. Este BC perpendicular pe planul V, M, A, pentru că V, M era perpendicular pe BC. A, M e perpendicular pe BC. Iată că BC e perpendicular pe planul V, M, A. A. Și clar că atunci BC e perpendicular și pe VA. VA, corect. BC e perpendicular pe VA este în oglindă VB perpendicular pe AC. Ei, asta în oglindă, iată, vei. Păi, atunci când faci figura asta, tu perpendicular aia și în spate, ca figura. Deci am aprofitat de felul în care am construit noi figura aici. Înțeles, da. Altfel de ce aș fi făcut? Iau mijlocul lui AC, duc așa, trece prin nou, duc înălțimea aceea, încarc acolo figura, nu se vede. Dar am mutat problema în ceea ce aveam eu la vedere. Este în oglindă, aceeași situație. Într-un tetraedru, regulat, așa se întâmplă. Muchiile astea... Potrivește în oglindă. Nu, nu, ele sunt perpendiculare. Muchiile. Muchiile, da. Deci muchia asta, pe cealaltă care se opune, sunt perpendiculare. La fel asta cu WC-ul. Asta de regulă. Din motivul ăsta care l-am ajutat aici. Corect. Deci asta este chestiune cunoscută. Da, 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 da. E sine asta, da. Da. Și acum hai să mai vedem încă o dată raționamentul. Maria, vreau să-mi vorbești tu cum am arătat cu figura asta e nu numai rom. Chiar? Pătrat. Și fiind pătrat, diagonalele sunt și perpendiculare și într-un pătrat se întâmplă un lucru spectaculos, că diagonala într-un pătrat e și bisectoarea unghiului. Adică unghiul ăsta, de aici, e 45 grade. Și gata problemă. Gata. Da? Unghiul acela e 45 grade și gata problemă. Vreau să-l povestești. Și cum îl redactăm? Nu, nu, însă ei de la început, nu știm decât atât. Noi avem doar că M-i mijlocul lui BC și că N-i mijlocul lui VA, cum am avut. Da? Și luăm P-a mijlocul lui BC și R-a mijlocul lui AB. Sigur că da, deci... Și că R-a mijlocul lui mijlocie în ABC. Iar M-i între unghi ABC din mijlocie. Deci... AC pe 2 și
Iparele pace, da. Și N pe linie mijlocie ABC și pe linie mijlocie și eu paralel cu pace. Și atunci RM și cu NB? Sunt paralel. Și congruente. Și atunci eu vizi și figura NB, MR. Să fie paralelogram. Continuătoare. Și fiind paralelogram. În paralelogram avem... Acum, fără rob. Adică trebuie să arăți că NB e cât NR. Păi nu pui linii mijlocie. Am zis că e jumătate în AC. Și nu pui la fel. NB. Păi NB. E NB zis că e prin mijlocie, dar NR. Și nu pui prin mijlocie și nu pui la fel. Da. NR. NR, în ce trebuie să te duci? NR. NR e paralel cu A, cu ce? Cu V, B? Păi nu e la mijlocul lui V, A. R, mijlocul lui A, B. Și atunci NR, linii mijlocie, între V, A, B. Nu? N e mijlocul lui A, V, încă o dată. R, A lui A, B. Ce ține clar? Despre NP, pe jumătate de NAC, am clarificat. Că N la mijlocul lui VA și R la mijlocul lui AB. În VAB. În VAB. Și N, R, linii mijlocie între unghiul VAB, deci jumătate din VB. Dar VB este cât AC. Că suntem în tetraedră, toate noi sunt de aceeași măsură. Și atunci, N, R, e jumătate din VB, adică din jumătate din AC. Deci NR e cât NP. Și iată cum paralelogramul acela a devenit romb. Și acum să arătăm că rombul este chiar pătrat. Rombul ca definiție, rombul pătratul este rombul cu un unghi drept. Deci cum am arătat că e romb, acum să arătăm că e un unghi drept. Adică să arătăm că NP iperpendular pe NR. Că acolo unghiul RN, P. Deci RN, P este un unghi de 90 de grade. Agerea asta, ca NP să fie iperpendular pe NR, e de partea ascele, ca paralela al lui NP, adică AC-ul. Cu paralela al lui NR, adică VP, ele să fie iperpendulare. Deci a fi unghiul de aici 90 de grade, e de partea ascele ca paralele la NB, adică AC. Și la NR, adică VB, să fie perpendiculare. Adică, iată, îți vorbește practic. De ce nu mai vorbește? Aici nu înțeles. Hai să mă insist încă o dată. Până unde am ajuns cu raționamentul? La NR, egal cu NB. Am ajuns acolo, da? Că NR este cu cine? NR este jumătate din VB. Că NP e jumătate din AC și cum muchile toate sunt egale, tetraedru, înseamnă că NP este cât NR. Corect. Adică fostul paralelogram devine romb. Și acum, rombul acela, ca să fie pătrat, altfel este dat într-o porție. Da? Rombul. Și ca să vină pătrat, înseamnă că unghiul ăsta e de 90 de grade. Adică unghiul ăsta așa. Adică NP, unghiul RNP, să fie de 90 de grade. RNP de 90 de grade, parcă aș cere ca NR, perpendicular pe NP. Nu ți-e clar? Asta nu-i clar, unghiul nu doarme. Hai, adică un mult mai efort, fără, te rog. Îi stimulează. Deci, încă o dată. Fac efortul maxim, dar trebuie să fii și tu. Un pic prezent, hai. Deci, să intri în problemă. Deci, a spune că RN e perpendicular pe NP pentru a avea unghiul de 90 de grade,
E de parcă aș spune că paralela lui NR, cine este? VB. Noi am arătat că NR e paralel cu VB. De unde am arătat? Păi am zis mai devreme, când N e mijlocul lui VA, R e mijlocul lui AB, atunci NR e paralel cu VB. N-ai zis că e mijlocie? Păi zi, da, hotărât. Deci știu pe N, R, e paralelă cu VB. Știu pe N, P, e paralelă cu AC din triunghiul V, A, C, N, P, fiind tot în mijlocie. Și acum, cum eu sunt interesat că N, P, să fie perpendicular pe N, R, e ca și cum aș cere că paralela la N, R, adică V, P, cu paralela la NP, adică AC, să fie perpendiculare. Adică am mutat toată problema în asta. Să arăt că VB e perpendiculat de AC. Dar a arăta chestia asta într-un tetraedru este de parcă aș arăta problema în oglindă. Că VA pe BC. Deci, unghiera pe cea de jos care se opune, da? Ca AC-ul cu cine este văzut aici? Cu VB. Atunci VA cu BC, alta ar fi VC cu AB. Cu AB, corect. Și eu, fiindcă am avut desenul făcut în felul ăsta, am spus așa. Mă concentrez să arat, în loc de AC cu VB pentru a nu mai încărca figura, voi arăta că VA pe BC. VA e perpendicular pe BC. Și Maria cum am arătat? Avem că BC perpendicular pe AM. BC pe AM, ai zis foarte bine, triunghiul e timp de echilateral aici. BC, AM e înălțime, invers, BC e perpendicular pe AM. Și pe VM. Tot BC și pe VM. Deci iată cum BC e perpendicular pe planul V, M, A, sau V, A, M. Și atunci BC e perpendicular pe V, A. Sau V, A, pe BC. Și asta e determinat de problemă. Mare demonstrație. Lucră. Și cu multe lucruri de pus la punct. Vedeți ce am spus anul trecut. Fără geometria plană, n-am ce discuta. N-am ce discuta. Nu întâmplă tot vă spuneam. O să vedeți. Să redactăm un dovedit lung? Da. Să redactăm. Să redactăm un dovedit lung de scuze. Da. M-am ajutat, Adi. Adi, da. Te regătau, Adi. Nu e problemă, dar numai tot să nu dictez. Nu mai să dictez. Treaba cea mai ușoară. Deci, nu cu paralel cu află, nu pe linie mijlocie, în V, A, V. Noi avem doar că N era zici și fie pe mijlocul lui V, ce era. Fie. Fie V, aparține. Așa de pe aparține lui V, ce. Așa. V, 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 concurent. Sau egal, ai P cu P C. Și să luăm și pe R în mijloc, da? Și A, R e... R aparține lui A, B. Așa încât. A, R egal cu B. A, R egal cu R, B. Bun. Am luat aceste puncte. Acum începem. După aia nu cu paralel cu A, C. Dar nu pe linii mijlocie, între deci, în triunghiul. În triunghiul. V, A, C. V, A, C. Acolo, da, avem. Nu pe linii mijlocie. Nu, no, spunem, avem. N, V, cât N, A. N, V, E, A, cu N, A. Apoi, din ipoteză, da. V, P, C. Construcție. Am zis noi. A?
Rezultă pe NB linie mijlocie. Așa, rezultă NB linie mijlocie. Atunci înseamnă că NB paralel cu AB. Paralel cu AB și NB egal cu aceste doi. Paralel jumătate de la fratele. Acum, mergem în triunghiul care? În V A B. Am rezolvat un V A C. În V A B. Hai. Nu, ca să ne ducem cu R. Ca să... Da, în triunghiul A, B, C. A, B, C, dar eu nu spun la om. Adică ca să luăm pe R, să fie cu tot cu A, C. R, M, mijlocie în triunghiul A, B, C. Da? Ca să mă duc pe râm în paralelă și congruente cu NB și să fie paralogram în timp. Da. Da, haideți. Deci în triunghiul. În triunghiul A, B, C avem... A, deci... Avem B, M egal cu M, C. B, M egal cu? M, C. M, C. A, R egal cu M, B. Rezultă. Rezultă de aici că râm în linie mijlocie. R, M, linie, mijlocie. Rezultă că R, M, paralel cu AB. Deci R, M, paralel cu AB. Și R, M, egal cu pe 2. Egal cu AC pe 2. Din astea, acum, din C, 4. Rezultă că... Rezultă că numărul râmă paralel și congruent. Râmă, da. Râmă paralel. Și congruent. Tu așa am spus și egal, așa am spus de sub. Paralel și egal. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Și atunci figura NBMR. NBMR. Bun. Acum să luăm V, A, C cu V, A, B. V, A. Triunghiul e că avem în linii mijlocii. Deci... Deci în triunghiul. Zice, în triunghiul. V, A, B. V, A, B. Avem... NV egal cu NA. NA. R egal cu NB. R egal cu R. Deci rezultă de aici că N linie mijlocie. N linie mijlocie. Deci rezultă că N paralel cu BB. Ne vei da și cu V, B pe 2. Și cum V, B egal și cu V, B egal și cu AC. Știm asta, nu? V, B egal cu AC. Înseamnă de aici că din ăsta înseamnă că N, R egal cu N, R. Asta e egal cu N, R. N, R egal cu N, R. Și cum am... Ok? Paralogramul în care două laturi se apropiate sunt egale. Din asta așa. Din urmă plus. Așa cum zici tu. Rezultă că figura... N, P, M, R. N, R. N, P, R. Iată că am ajuns cu el până la nivel de rog. Și acum mai trebuie să fie... Bă, perpendicular pe amă. De ce? Cum? Bă, că perpendicular pe amă. Bă, că perpendicular pe amă. Da. Bă, că... Dar stai că până acela acolo... Stai, stai că gândești bine. Bă, că de amă. A, da. Asta e rom, da? Și el se roia bine. Hai să vorbim mai. Exact. El zice, de ce? Zi, bine, și perpendicular pe AM.
A, E. Deci A, B, C, E, F, C. Da. Pe E, pe perpendicular și pe V, M. V, M, R. V, M, da. Pe V, M. Trebuie să ne așa pe C, ca să ne fac pe... V, pe perpendicular, pe V, nu am V, V. Am V. Am V. A, M, V. Și dacă te-ai privat de am V, înseamnă că B, C, pe perpendicular, pe... A, V. Da? De ce? Pe orice dreaptă din plan. De ce pe plan pe A? B. A la loc. Da? A la loc. Rezultă că și AC perpendicular pe V. Pe V. Și tot analog rezultă că nu e lăsat de loc. Deci AC perpendicular pe? V. Pe V. Bun. AC pe V. Sublinia. Dar de deșut aici adăugăm că NB e paralelă cu AC. Da. NB paralelă cu AC. Și NR paralelă cu BB. NR paralelă cu BB. De aici, din astea trei, rezultă că în grupa perpendiculară pe NR. NR. Perpendiculară pe? NB. N. Deci, și așa, cum? Romul e pătrat. NB. Din 3 și așa. Deci, NB. Eu adam din NB, MR, NB, MR, R, Rom. Romul e pătrat. Din trei NB, MR, R, pătrat. Iată pe N, pe M, R, pătrat. Și atunci măsura unghiului care trebuie la B. Să nu e în dreptul la B. Ba da. Da. Ba da, mama. Se poate și diagonalele. Diagonalele sunt în pătrat. Deci măsura unghiului M, sunt în dreptul 47. Deci măsura unghiului A, M, N. Nu? Măsura unghiului R, M, N. Măsura lui R, M, N. Egal cu... 45 de grade. Care, de fapt, R, M, N este unghiul dintre cele două drepte, da? Dintre A, C și N, M. Da? Da. Deci, acesta e gama de parte cu măsura unghiului dintre M, N și A. Ce? Egal cu măsoarele de mâine, egal cu 45 de grade, de tot. Mai e punctul B, domnul profesor. Am luat da, aici. Da, de nici mai pot. Da, dar oare nu erau cali mai scurtă? Nu. Nu. Asta e de dat. Și mai are și ce și de aia. Nu e o parte de la urmă. Dacă nu mai putem. Să discutăm. Nu mai dau. Nu mai puteți cu bine. Îi temă pe mâine și eram o simulare la urmă. Am înțeles. Deci eu sunt de acord să dau. Dar ce mai este acolo? Punctul C și punctul D. Distanța de la... Distanța de la C la ABC. Deci, deci refuză complet. De la C la planul ABC. ABC. Păi... Eu cred că e G-O aia. Sigur că da. G-O clar, nu că e... Deci nu, ca pe discursie. G-O. Da. E G-O. E G-O și o corect o face. Și pe aceea distanța de la G la V, B, C? Distanța de la G, V, M, e G, de la G la V, B, C. E G, M.